Stăm de vorbă cu doamna Paulina Anastasiu, profesor universitar și director la Grădina Botanică Dimitrie Brânză din București. Spuneți-ne un pic despre orhideile României. Cât de însemnate sunt aceste orhidee în lumea vegetală și care este diferența majoră dintre orhidee și restul plantelor în general? Familia orhideelor este una foarte numeroasă, are peste 22.500 de specii în toată lumea. Orhideele aparțin clasei monocotiledonate și sunt plante cu flori, așa cum este simplu de remarcat. Deci fac parte din grupul mare al plantelor cu flori. Sunt considerate a fi cele mai evoluate plante cu flori. Au un mecanism foarte interesant de reproducere. Practic, ele au coevoluat odată cu insectele și insectele sunt cele care le ajută să aibă urmași. Nu numai insectele, ci și ciupercile, pentru că sămânța după aceea, pentru a germina, are nevoie de o legătură specială cu ciupercile pentru a germina, pentru a forma plante noi. În flora țării noastre sunt aproximativ 70 de taxon de orhidee și permanent se descoperă specii sau hibrizi noi, ceea ce este foarte interesant. Spuneați că avem mai multe specii de orhidee. Eu credeam că sunt doar câteva, acum aflu că sunt niște zeci bune de orhidee și e posibil să crească acest număr. Întrebarea este, în ce zone le găsim în România sau în ce tipuri de habitat le găsim, la ce altitudini le găsim? Orhideele sunt răspândite în țara noastră din zonele joase până în zone foarte înalte. Chiar la 2000-2100 putem găsi astfel de orhidee. Le găsim în pajiști, le găsim în pădure, le găsim în locuri mlăștinoase, în acele locuri în care mlaștinile acide, pe marginea apelor curgătoare chiar, deci au o ecologie destul de diversă. Spuneți-ne, vă rog, care sunt principalele amenințări pentru aceste orhidee? Înțeleg că sunt niște flori destul de firave și destul de periclitate din punct de vedere al protecției. Da, într-adevăr, orhideele sunt printre cele mai periclitate specii la nivel mondial, nu doar în țara noastră. De altfel, toate speciile de orhidee sunt incluse într-o convenție internațională, Convenția CITES, care interzice comercializarea speciilor care provin din natură, din sălbăticie. Prin urmare, tot ceea ce se vinde, tot ceea ce găsim disponibil pe piață trebuie să provină din cultură. Spuneți-ne mai mult despre organizarea acestei expoziții de fotografie cu orhidee din țara noastră. Cine sunt cei care expun și cât de mare este de fapt această comunitate a iubitorilor de orhidee de la noi? Anul acesta, expoziția de orhidee are ca și autori un grup de iubitori de orhidee, dacă vreți, le putem spune orhidofili. Este un grup de entuziaști, printre ei, din câte știu eu, se află un singur botanist, în rest ceilalți nu au legătură cu botanica, tot ceea ce îi unește este dragostea aceasta față de minunățile naturii numite orhidee. Printre ei aș aminti pe Nora, pe Mihai Bobocea, Alin Brădeanu, Gabriel de la Constanța, care vine cu flora de orhidee din Dobrogea. Spuneți-ne acum pentru publicul larg, care este totuși diferența dintre o orhidee sălbatică și una de apartament? Pentru că foarte mulți cred că orhideele cresc doar în apartament. Da, orhideele nu cresc doar în apartament. Orhideele acestea de apartament, spuneam, sunt produse în sere industriale. De cele mai multe ori sunt sterile, nu mai au partea reproducătoare. Asta se întâmplă în detrimentul obținerii altor calități ale florilor. Orhideele din apartamentele noastre de obicei au o perioadă lungă, lungă de înflorire. Deci orhideele acelea pe care noi le achiziționăm din piață.
Nu este același lucru, nu se întâmplă același lucru cu orhideele sălbatice. Orhideele sălbatice înfloresc câteva zile până sunt polenizate, după care încet, încet se ofilesc. Deci în momentul în care a avut loc fecundația și este asigurată mai departe premiza formării semințelor, floarea și-a terminat rostul și atunci se ofilește. Practic, înflorirea în natură durează mult mai puțin. Ar mai fi o diferență între orhideele din flora țării noastre și orhideele exotice legată de mărimea florilor. De obicei, plantele de la noi sunt cu flori mici. Chiar dacă fascinante ca și culoare, ca și formă a labelului, trebuie să te apleci un pic asupra lor ca să sesizezi aceste diferențe, aceste lucruri interesante. În timp ce orhideele exotice ne oferă flori mari care pot fi ușor observate. Într-un fel, acesta este și un avantaj pentru orhideele sălbatice de la noi, pentru că cele mai multe rămân neobservate și în felul acesta sunt salvate. Salvate ilegal. De la distrugere. Și mă gândesc acum la Cypripedium calceolus, una dintre orhideele cele mai mari din Europa, papucul doamnei, popular numită, tocmai pentru că este mare și frumoasă, atrage și la noi, greșit, dragostea de flori este înțeleasă prin colectare, aducere în casă. Ei bine, practica aceasta duce la practic diminuarea populației de papucul doamnei cu pericol de extinție. Pentru că uneori este mai greu să le privim în natură, poate că e ușor să venim la grădina botanică. Aici, în grădina botanică, ce specii de orhidee putem vedea? Din fauna țării, exotice? În grădina botanică avem două specii de orhidee care ne răsfață pe noi și vizitatorii noștri în fiecare primăvară. Este vorba de Cephalanthera damasonium și Epipactis helleborine, sau cum spun orhidofilii noștri. Așa, am avea și o a treia subspecie pe care urmează să ne dezvăluie cât de curând. Sunt mai cercetători decât noi. În serele grădinii botanice, însă, vizitatorii noștri pot cunoaște o serie de specii de orhidee exotice. Aici pot vedea vanilia, vanila planifolia, pot vedea vanda, care este o orhidee frumoasă, ca să dau câteva nume mai cunoscute. În rest, aș zice că sunt nume, simple nume științifice, care nu sunt asociate cu nume populare la noi. Prin urmare, nu cred că ar avea rost înșiruirea acestora. Cu alte cuvinte, dacă vrem să vedem orhidee în grădina botanică, trebuie să venim primăvară pentru cele două specii autohtone și în restul anului pentru celelalte? Pentru Cephalanthera damasonium trebuie venit în luna mai, pentru Epipactis în luna iunie, iar pentru cele din seră se poate veni oricând, pentru că permanent este ceva înflorit. Ne întoarcem puțin la această expoziție. Care credeți că este principalul mesaj pe care această expoziție ar trebui să-l transmită publicului român pasionat de floră și de biodiversitate? Care ar fi principalul mesaj? Păi, în primul rând, mesajul este: da, avem orhidee, aveți ocazia să le cunoașteți, este o ocazie foarte rară, pentru că în natură este foarte greu să le întâlnești pe toate odată. Sunt botaniști care ajung foarte greu să vadă aceste specii în natură, sunt botaniști care poate se vor sfârși fără să fi văzut unele dintre orhidee, sunt specii care înfloresc foarte rar, la câțiva ani odată, sau sunt mici, trec neobservate, nu cunoaștem bine habitatul lor, nu cunoaștem bine perioada de înflorire și rămân fără să le descoperim. Prin urmare, este o ocazie unică, zic eu, sau în orice caz prima de până acum, ca vizitatorii să poată vedea aproape toate orhideele României adunate la un loc.